Ce credeți că trebuie să facă societatea civilă mai departe, acum, în țara noastră? Societatea civilă cred că ar trebui să se țină în continuare de gândurile pe care le are și să dea jos politicienii ăștia corupți. Și a generat noul guvern. Acum ce urmează? Nu știu ce să spun, nu fac politică, dar... Opinia dumneavoastră, sincer. Opinia mea sinceră este că ar trebui să fim corecți, să nu ne mai ținem de hoții și cred că de asta e nemulțumită toată lumea. De unde ar putea veni schimbarea? De la toată lumea ar trebui să vină schimbarea, nu numai din partea tinerilor. Toți ar trebui să ne implicăm în treaba asta și poate ne-ar fi mai bine tuturor. Urmează noi să fim conștiincioși, să ne placă să muncim. Deci asta este singurul lucru. Nu a ieși în stradă este o modalitate. Eu așa consider mai bine. Guvernul mi s-a părut destul de conștiincios, deci nu am ce să spun. Deci asta este opinia mea. Dar oamenii vor schimbare. De unde credeți că ar trebui să vină schimbare? Și noi trebuie să ne schimbăm la rândul nostru, să știți. Deci totul depinde și de noi. Deci eu așa consider.